Bun găsit, dragi prieteni, la un nou podcast la microfon. Astăzi revenim asupra subiectului autostrăzile Moldovei, un subiect care sperăm noi să se întâmple în viața noastră, pentru că, iată, timpul trece și e o șansă pentru generația noastră să reușească să tragă niște bani europeni pentru aceste două mari proiecte care pot revitaliza și sigur vor revitaliza Moldova. Astăzi, în legătură directă cu noi, aflat la Iași, este domnul Irinel Bucur, membru fondator al unei asociații care supervizează, să spunem așa, se implică pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu, al autostrăzii A7 și A8. Asociația se numește Hai că se poate. O să ne povestiți dumneavoastră, domnul Irinel, mai multe despre cum s-a întâmplat de la vechea asociație care a început lupta pentru autostrăzi și ați ajuns la Hai că se poate. Sună mai bine sau e un slogan? Bună ziua și bine ați venit! În primul rând, bună ziua tuturor telespectatorilor și dumneavoastră. Vă mulțumim pentru invitație și pentru ocazia de a aduce la cunoștința urmăritorilor situația proiectelor de infrastructură mare din Moldova, situație de care ne ocupăm de un an și jumătate sub denumirea de Hai că se poate. Înainte eram membri într-o altă asociație civică. Cred că nu are sens să dezbatem subiectul de ce am plecat sau de ce nu mai colaborăm cu acea asociație civică. Nu asta este important. Importante sunt proiectele și acestea să avanseze. Așa cum spunea și dumneavoastră, scopul nostru este ca în această viață, nu eu care sunt mai tânăr, chiar dacă am vreo 43 de ani, ci mă refer la părinții noștri, ceva de genul, să apuce totul să meargă pe aceste autostrăzi. Cu ce ați dori să începem? Păi cum să începem? Ar trebui să ne mai lămuriți un pic. Adică au fost mici divergențe, mici, cum să spun, pe vechea asociație, ce s-a întâmplat? Dacă se pot spune. De exemplu, nu e niciun secret. Atât, da. Nu este niciun secret. Atât eu, cât și Cătălin Urtoi, cât și alte persoane care erau membri ai asociației respective, am fost excluși din acea asociație. Știți când? Exact într-o zi în care aveau loc dezbateri publice pentru obținerea acordului de mediu pe tronsonul Montan din Târgu Mureș, Târgu Neamț. Noi eram pe teren efectiv la acele dezbateri publice și în timp ce ne întorceam acasă după ultima dezbatere, aflăm la telefon că are loc o întrunire a acelei asociații și noi suntem excluși în asociație. Da. Mai departe, vă dați seama că n-are niciun sens să comentăm. Drumurile noastre s-au separat în momentul respectiv. Foarte bine că s-a întâmplat lucrul acesta. Noi avem o cu totul altă viziune. Pe noi ne interesează proiectele să se realizeze și nu ne interesează cine. Noi colaborăm cu oricine este dispus să miște lucrurile pentru că ne dorim aceste proiecte. Restul, că se face politică, că nu se face politică din partea unora sau altora, astea pe noi nu ne interesează. Scopul nostru este ca proiectele să se miște cât mai rapid cu putință și să ajutăm acolo unde este cazul ca să deblocheze anumite etape într-o manieră accelerată. Uitați, chiar astăzi, la ora 9 de dimineață până pe la 10 și jumătate înainte să mă sunați dumneavoastră, am stat să ajut la deblocarea unei situații care a apărut pe tronsonul Târgu Neamț Iași-Ungheni, unde direcția silvică Iași nu permitea pătrunderea utilajelor de forat în teren pentru că n-au primit nu știu ce notificare, dar li se ceruseră un aviz înainte, undeva prin la mai. În fine, o situație puțin încălcită, trimițând un e-mail în care am spus domnilor, da, vedeți că intrăm în amplasamentul X pentru a efectua forajele următoare conform anexei în baza contractului de realizarea studiului de fezabilitate
A, proiectul de investiție publică, autostrada Târgu Neamț, Iași, Unghieni. Punct. Și aia era tot. Adică nu... Dar e o birocrație din asta excesivă câteodată și efectiv trebuie să ne implicăm ca să ajungem să punem persoanele în legătură și după aceea să comunice rapid de tot în teritoriu. Pentru că altfel, știți, trimite X e-mail-ul astăzi, Y îl citește mâine sau poimâine și abia peste o săptămână, hai că nu mai avem. Pleacă în concediu și așa mai departe. Ei, Exact, asta exact. aici aș vrea eu dumneavoastră să punctați, pentru că e un lucru interesant, după părerea mea. Eu sunt, sau mă rog, am făcut emisiuni pe tema aceasta de ani de zile în ceea ce privește, mă rog, implicarea dumneavoastră de acolo, din Iași, în aceste proiecte a 7, a 8. Eu nu mă cunosc cu domnul Urtoi, decât de două, trei ori am văzut, salut, salut, am luat câteva interviuri, l-am sunat de fiecare dată când a avut disponibilitate, a apărut în emisiune. Cu dumneavoastră ne-am întâlnit o singură dată, m-am văzut, ați venit aici în Târgu Neamț și am realizat o emisiune. În rest, telefonic, mail-uri, întreb și eu de la dumneavoastră. Ei, dumneavoastră, prin ONG-ul acesta, pur și simplu puneți umărul la bunul mers al lucrurilor și puneți umărul ca statul să accelereze niște lucruri, niște Niște procese. procese, niște hotărâri, niște autorizări. Deci dumneavoastră efectiv vă implicați în accelerarea lucrurilor. Dacă n-ați fi dumneavoastră, ce s-ar întâmpla? Adică lucrurile ar trăi așa, lasă-mă să te las, nu? Cum Sunt au două trăit. discuții aici. Sunt unele persoane care se implică din autoritățile publice sau dintre funcționarii publici, care se implică și își doresc ca proiectele să avanseze foarte repede și avem cazul, de exemplu, la Consiliul Județean Suceava, care se implică foarte tare pentru proiectul A7 Pașcan-Suceava-Siret, cât și pentru celelalte proiecte pe care le-au în derulare, chiar unul împreună cu Consiliul Județean Botoșani, e vorba de drumul expres Suceava-Botoșani. Mai sunt implicați iarăși la centurile ocolitoare de la Vatra Dornei, Gura Humurului, Câmpul Moldovenesc. Ei se implică fantastic de tare și țin aproape de funcționari. Practic, noi nu trebuie acolo să facem nimic, doar ne informăm, atât. În schimb, sunt alte zone unde implicarea funcționarului nu este la fel și atunci ei cumva, unii se mișcă un pic mai încet, alții se mișcă extrem de repede. Sunt oameni și oameni și atunci, în fiecare situație în aceea, trebuie să înștiințăm. Vedeți că ați primit e-mail-ul, vă rugăm să verificați. S-a primit e-mail-ul, vă rugăm să notificați. Deci, pentru omul de acasă S-au primit, am sună înștiințat, vă absolut rugăm. hilar, comic. Deci sun la instituția respectivă, la primărie, la eu știu, unde e nevoie. Vedeți că ați primit un mail, trimiteți-l mai departe. Da, asta e România, oameni buni. Trebuie să înțelegeți, pentru că dacă oamenii ăștia nu și-ar rupe din timpul lor, nu și-ar rupe din banilor, din eu știu, din confortul lor, să meargă pe teren, să vadă cum se construiește această autostradă, aceste două autostrăzi, așa, deci, da, deci asta e România zilelor noastre. Și bănuiesc eu, dacă ar exista câte un ONG de asta pe la fiecare proiect din România, pe la fiecare, eu știu, lucru care se întâmplă în România, eu cred că lucrurile ar merge mai bine. Dar eu vă întreb, chiar așa am ajuns de râsul lui. Altfel nu se poate. Deci altfel nu se poate, oameni buni. Deci trebuie să înțelegeți că oamenii ăștia au lăsat totul baltă. Sunt câțiva membri fondatori, 12, 13, nu știu cât sunteți acolo, 13. 13, 13 dar nu-i cu ghinion, da? Oameni Marea care majoritate sunt oameni de afaceri. oameni de afaceri, da, oameni de business, oameni cu bani, care au venit, băi, hai să scoatem lucrurile la lumină. Și politicul își vede de ale lor. Și Colaborăm, să politicul, știți, cu mediul politic, da? pentru că astăzi, de exemplu, ca să putem afla care este procedura și cam ce ar trebui să facă oamenii ca să accelereze lucrurile, s-a luat legătura la Ministerul Mediului cu un secretar de stat, s-a luat legătura cu prefectul, s-a luat legătura cu directorul de la Rom Silva, așa și mai departe, tocmai ca să aflăm exact ce anume cerii, de ce blochează, pentru că este legea 75 pe 2023, care prevede foarte clar că pentru toate proiectele de investiție publică derulate de CNAIR sau CNIR,
nu este necesară niciun fel de autorizație. Este efectiv o notificare, da, intrăm acolo, vedeți că facem investigațiile de teren, studiile geotehnice în speță de data aceasta. Am înțeles. Deci oamenii trebuie să înțeleagă foarte mult că această autostradă A7, A8, aceste autostrăzi se fac cu o implicare civică deosebită. Știu că lucrul ăsta, eu mereu spun lucrul ăsta, pentru că știu că nu se mișcă, deci statul foarte greu e de urnit în asemenea proiecte foarte mari și vedeți și dumneavoastră câți ani ne trebuie. Noi nu mai putem aștepta, da? Pentru că dacă noi mai stăm mult și bine și mai așteptăm, nu știu, generația nu știu care, Uniunea Europeană nu mai are timp cu noi, nu mai are răbdare cu noi și banii aceia se duc, banii aceia se pierd. Și vă întreb, nu-i păcat să treacă timpul pe lângă noi și noi să nu investim în drumuri, în căi ferate, în infrastructură, să ne dezvoltăm și noi odată cu lumea civilizată? Întreb. Întreb. Ba da, este foarte normal. Și vă spun că banii de la Uniunea Europeană pentru infrastructura rutieră din ce în ce scad ca și pondere. Practic, noi nu mai primim la fel de mult cum am primit, de exemplu, în 2007, cum am primit în 2014. Deja sumele se micșorează. Și automat noi va trebui să găsim alte căi de a ne finanța. Pe ce alte căi? Punem de la buget. În împrumuturi sau de la buget, că n-ai de unde din altă parte. E clară treaba. Și atunci, într-un final, se pare că s-a înțeles că, domne, ca să poți avea mai mulți bani la buget pentru orice alte investiții pe care vrei să pui floricele, vrei să pui orice altceva, tu trebuie să dezvolți economia. Cum dezvolți economia? Că nu-ți vine niciun investitor în zonă dacă tu nu-i asiguri cale de acces, utilități și așa mai departe. Trebuie să realizezi aceste investiții. Investiții mari, pentru că ai nevoie de firme puternice, mari care să-ți vină în regiune, ca tu după aceea ai angajați foarte mulți, să-i plătești taxe și impozite și așa mai departe. Lucrurile astea ajută să ne dezvoltăm și trebuie să ne dezvoltăm cu toții. Mai este un aspect extrem, extrem de important, unde eu văd că este o deficiență, și anume spectru politic. Că discutăm de cel între județele, regiunii, că discutăm de cel la nivel local, nu prea a înțeles că trebuie să-și dea mâna cu toții pentru aceste proiecte. Pentru că degeaba trag eu, doar eu vreau să am, doar eu vreau să fiu cel mai mare și cel mai nu știu cum. Că sunt capitală istorică, că sunt nu știu ce. Este o regulă care spune, domne, în momentul în care vrei să fii capitală, spune ce ești dispus să împarți cu ceilalți. Pentru că nu poți să fii tu ăla bogat într-un centru de săraci. Nu ai cum. Vă referiți la... Trebuie să te dezvolte și de pe lângă tine. Vă referiți la Iași, nu? Mă refer la Iași de da, data aceasta. Da, da, da. Iată, încă o dată, din ceea ce spuneți dumneavoastră, vorbim de o regionalizare, că noi până acum am privit lucrurile fiecare în curtea lui. Fiecare la Suceava, la Botoșani, fiecare și-a privit... Da, lucrurile astea trebuie să funcționeze într-o armonie generală. Cei de la Suceava, vedeți și dumneavoastră, pot să creezi ei Bucovina... ținutul, da, mirific. Dar dacă nu ai drumuri, nu ai cale de acces până acolo, turistul nu vine și se duce și stă pe Valea Prahovei până moare acolo 5 ore în trafic și se duce tot pe Valea Prahovei. Că discutam că cu... Eu îi laud pe cei de la Suceava. Cei de la Suceava, să știți că ne-au sprijinit pentru A8. Da. Cu toate că A8-ul, știți că trece prin Neamț, și vine la Iași după exact, aceea. Ei se văd. Ei au înțeles că proiectul ăla este foarte important și pentru ei, pentru că ei astfel reușesc să-și mute traficul de marfă și așa mai departe, să-și descongestioneze cumva rutele acelea turistice pe care le au spre Gura Humorului, Câmpul Moldovenesc, Vatra Dornei, descongestionându-le pot să facă turism mult mai facil în zona respectivă. Exact, pentru că vedeți că da, au două drumuri mari și late la Suceava, care... Deci nu-i nici acolo atât de... Și ei se văd că pentru a ajunge, cum spuneți dumneavoastră, turistul trebuie să vină, da, la Bacău, la Iași, la Neamț, la Iași, până ajunge la Suceava, la Botoșani. Au făcut, ați văzut, facem o paranteză aici, că s-a făcut destinații turistice. A ieșit Bucovina, a ieșit și o destinație... Ținutul Sfinților din Botoșani. Da, dar românul nu mai are timp să facă 5-6 ore pe drum. Deci românii vor să... Mi-aduc aminte, eram în urmă la precedentele emisiunile dumneavoastră,
când am făcut o afirmație și am spus în felul următor: dacă vrea gorjanul ăla să vină să viziteze Moldova, păi el vine să piardă 12 ore pe drum, 14-16 ore pe drum cu mașina ca să ajungă până în Moldova? Păi dacă vrea ăla de la Baia Mare, ați văzut că s-a făcut, cât face trenul de la Baia Mare la Constanța? Cât face cât face o... Da. Deci este groaznic. Ei, și aici vreau să le spunem telespectatorilor noștri, oamenii aceștia prin acest ONG, prin această implicare civică, da, cred că este singura, cum să spun, autostradă, singura, da, prin implicarea cetățeanului. Acolo cetățeanul se implică, eu știu, la alte lucruri, la social, la... Ei nu, aici trebuie să avem implicare civică la investiții de mare infrastructură. Corect. Haideți să dăm și niște vești bune. Vă rog, vă rog. În ceea ce privește atât Neamțul, cât și Iași, cât și toată Moldova la legătura către vest, știm cu toții până acum, sau mă rog, cei care au urmărit activitatea noastră, au aflat deja că în luna martie s-a emis acordul de mediu. Martie, februarie, martie, aprilie. Uitați că nici nu mai știu exact care lună. S-a emis acordul de mediu pentru toată zona montană. La ora actuală, luni mai precis, s-au închis ultimele documentații privind evaluarea masei lemnoase pentru toate pădurile care sunt pe tot traseul. E vorba de la Miercurea Nirajului până aici la Leghin. Leghin, până da? La Leghin, până la Târgu, aici, aproape de Vânător Neamț. Exact, pentru că de acolo până la Târgu Neamț, mai precis până la Moțca, este deja scos la licitație de proiectare și execuție, iar de la Miercurea Nirajului până la Târgu Mureș este deja scos la licitație pentru proiectare și execuție. Deci am mai rămas să zona montană de 159 de kilometri, care se va închide și ea săptămâna aceasta, săptămâna următoare, în oricum în următoarea perioadă se va închide și ea complet. Și va urma după aceea aprobarea indicatorului, este o procedură birocratică care trebuie să se întâmple. Iar ministrul transporturilor, la audierea din comisii, din comisiile de transport reunite, și-a luat un angajament și a spus un lucru foarte clar. Anul acesta, toată secțiunea asta montană de 159 de kilometri va fi scoasă la licitație de proiectare și execuție. Deci mai repetăm o dată. Deci anul acesta, toată distanța aceasta de la... care pare imposibilă sau pare ceva de, cum să vă spun, de Guinness Book, nu? Că o să reușim o autostradă care trece munții. Da! Băi, suntem în 2023, România asta o fie a coada, dar uite că mai are noroc, mai dă gol în ultima secundă, mai cade la unul mingea în cap. Ei, uite, asta o să o vedem și noi. Ne întrebăm și noi, că și eu vă întreb mereu, e posibil, domnul Irinel, să se... facă, domnule, autostradă peste munți? Da. Avem exemplu acum la Pitești-Sibiu care se va face, cu toate că acolo documentația este mult mai precară decât este acum pe Târgu Mureș, Târgu Neamț, unde avem lucrurile mult mai clare, mult mai bine făcute, mult mai bine puse la punct. Probleme, lucruri care acum sunt rezolvate pe tronsonul montan din A8, abia acum se abordează, se încearcă să se rezolve pe Sibiu-Pitești. Cum este, de exemplu, problema cu masa lemnoasă. Adică noi deja suntem cu câțiva pași. Da, fac și o glumă. Se vor face. Fac o glumă de... Da, dacă ar fi să-i chemăm pe băieții care exploatează ei știu cum, aia imediat ar face exploatarea, deci n-ar fi o problemă. O să se facă și exploatarea aceea, pentru că ca să poți să ajungi la exploatare, trebuie să îi evaluezi o valoare, să spui cât anume costă valoarea respectivă a mesei respective lemnoase. La un moment dat ea va trebui și măsurată pom cu pom, mă rog, copac cu copac, și introdusă în aplicația aceea a gărzii forestiere, dacă nu mă înșel, se cheamă Sumat sau ceva de genul, care va da o valoare. Ei, având acea cantitate și urma, după aceea valoarea acelei mase lemnoase, tu trebuie să o bagi într-o hotărâre de guvern ca să poți să știi cât anume urmează să-l despăgubești pe fiecare. Pentru că mult teren nu este, este proprietate privată, pădure sunt privată. Multe păduri private private, acolo, da. Da. Și discutăm de toate formele de pentru proprietate. Pentru că, vedeți, privată. costurile acestea la autostradă se adaugă și aceste despăgubiri, că sunt în normal, terenuri, da. Sunt în să vă spun și de ce. Păduri.
Gândiți-vă că statul român trebuie să bugeteze niște bani, să-și pună în buget niște bani pentru această autostradă. Dacă ei nu știu cât anume vor trebui să despăgubească pentru masa lemnoasă și nu au prevăzut un buget, cum vor putea face despăgubirea? Că nu o pot face. Tocmai de aceea este foarte importantă această evaluare. Inițial să face o evaluare teoretică, urmând ca la momentul exproprierii efective să se facă măsurarea fir cu fir a fiecărui arbore în parte. Și acolo se va stabili exact cât anume costă și cât anume se va despăgubi. Da, domnul Irine, ce înseamnă autostrada aceasta de la Miercurea Nirajului până aici la Leghin, la Vânător Neamț? 100, cât a spus, 159 de kilometri. Ce înseamnă asta? Tuneluri, viaducte, în... Discutăm pe tot tronsonul acesta de 11 kilometri și un pic de tuneluri. Nu avem tuneluri mari. Bine, ele sunt, cum să spun, cel mai mare... Cel mai mare are 800 și ceva de metri. Cât? 800 și ceva de metri lungime. Nu știu exact cifra. Am înțeles. Așa. Iar cel mai mic, dacă nu mă știu, undeva la 100-200 de metri, ceva de genul ăsta. La toate aceste tuneluri, gândiți-vă că tehnologia va trebui să fie aceea austriacă de realizarea tunelului și nu tehnologia aceea care se folosește la metrou cu melci, aceea care forează continuu pe sub pământ. Aha. De ce? Că n-ar, ca să fie rentabil să folosești un astfel de melc din acela, ar trebui să... ai o autostradă de lungime minim 5 km. Altfel, costul acelei mașini este mult prea mare ca să renteze. Și atunci se va face pe metoda austriacă, aceea unde se dau niște găuri, se forează, se inserează beton, se stabilizează și după care prin explozie se scoate mijlocul. Da, ei au făcut, ei au făcut în zona aia între Austria și Italia, zona aia Innsbruck, și cine a fost prin zona a văzut. Tunel, viaduct, tunel, viaduct, tunel, viaduct. Deci au lucrat acolo, deci alea sunt într-adevăr... Da, deci... Așa vom avea și noi. Da. Așa va fi și A8-ul, credeți-mă. Deci vor fi viaducte și tuneluri extrem de multe. Și cu toate acestea, noi sperăm că undeva 2029 am putea să mergem pe ea. Depinde de dacă avem noroc la un constructor bun. Asta ce înseamnă dacă avem noroc? Dacă noi stăm la noroc... Adică dacă un constructor, cum este Umbrărescu, UMB-ul, că putem să-i spunem numele, UMB-ul, da. Așa, s-ar înscrie la o astfel de licitație. Da, omul ăsta este supra, cum să spună, el s-a înscris la... Poate duce, adică el a câștigat, el mai are și în alte părți. Haideți să gândim un pic lucrurile. Deci dacă termin partea cu dacă s-ar înscrie și după aceea vă spun și cum. Deci dacă ei s-ar înscrie la această licitație, să spunem, și-ar câștiga licitația pe tot tronsonul, să spunem, am avea o, cum să spun, o așteptare foarte mare de la dânsul, pentru că dânsul a livrat de fiecare dată și chiar a livrat înainte de termen. Da. În cazul de față, dacă ne uităm la proiectele pe care le are în derulare, bun, are 300 de kilometri pe autostrada A7. Mamă, sunt mulți kilometri sau 200 ceva, nu știu cât sunt în total alocați la dânsul. Are foarte mulți kilometri, mai poate să mai ducă așa. El face proiecte de la Buzău la deal. Păi, da, acelea le termină în 2025. Toate. Dacă, da? Dacă acum dacă nu mai devreme, că el de obicei termină... Haideți să luăm în calcul 2025. 25. Da? Dacă acum se lansează sau în toamnă se lansează licitația de proiectare și execuție pentru tronsonul montan, până vom ajunge la semnarea contractelor, se va face cumva vara anului 2024. După această perioadă urmează o perioadă de 6 luni de zile în care se va face proiectarea tehnică, că nu are proiect tehnic autostrada. Și atunci se va duce undeva până în 2025. Vă dați seama, după aceea mai sunt 1-2 luni de zile în care se aprobă proiectul tehnic, se dă ordinul de începere și așa mai departe. Se mai fac contestări, se mai... Da. Lăsăm contestațiile, că astea sunt perioada până în 2024, până se semnează. Deci, din momentul respectiv, el are undă liberă, dar deja a terminat lucrările. Deci el va fi liber de contract, cum ar fi. Exact. Practic, alea ar veni mânușă în continuarea lucrărilor deja contractate. Am înțeles. Deci, asta dintr-o analiză noastră. Acum nu cunoaștem planurile dânșilor. Vă dați seama, nu pot să vorbesc în numele dânșilor, nu știu. Poate și vor lua lucrări, vor merge în străinătate. Da. Noi am discutat aici despre
faptul că el va vinde firma, știți că a apărut o știre, că apar tot felul de cioace și pe presa asta de București, de capitală. Poate omul are de gând să fie listat la bursă, poate are de gând să crească mai mult și să devină o forță, să devină o firmă reprezentativă în România, nu știm. Sau poate, deocamdată... sau poate dorește să vadă ce anume procese ar putea să îmbunătățească, unde anume pierde bani, cum ar putea să facă astfel încât să își optimizeze niște procese interne sau să se pună foarte bine la adăpost din punct de vedere legal. Eu, la propria firmă, făceam astfel de audit cu o firmă foarte renumită, una din top 5 la nivel mondial. Eu eram o firmă mică. Deci, dacă eu făceam asta, el de ce n-ar face? Trebuie să ni se pară absurd că el face lucrul ăsta? Nu, din contră. Firma aceea, în momentul în care face un audit, îți spune, vezi că aici s-ar putea să ai o problemă din punctul ăsta de vedere legal și așa mai departe. Trebuie să faci așa, 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 așa și te învață cum să faci lucrurile ca să fie acoperit 100% din orice punct de vedere. Da, trebuie să recunoaștem ceea ce vedem noi zi de zi, seară de seară, că discută televiziunile cu această rotație a cadrelor, nu știu, rotativă, parcă nu-mi place. Știu că era acolo lângă noi, aveam un sediu de ziar și rotativă, știu că adusese prin anii 90 o chestie care spunea o rotativă, dar de ce s-ar numi rotativă la guvern? În fine, nu mai contează. Și ne uităm ce fel de personaje se învârt acum prin guvern, prin ministere, prin. Vedeți că Moldova nu prea are oameni acolo la vârf. Avem pe cineva de la Bacău, la Ministerul Mediului, din ce am văzut, iar unul dintre oamenii cheie, despre care nu prea se vorbește, sau se vorbește foarte puțin, sau, mă rog, este poate mai puțin cunoscut acolo pe piața media din București, este domnul Urtoi. Ne place, nu ne place, domnia sa, da, e omul numărul unu la ora actuală, cred că din Moldova, în ceea ce ca importanță strategică în investițiile acestea, cel puțin pe zona de autostrăzi, da? Este director în CNIR. Cât mai are? Da. Câte, el, domnia sa, nu și-a exprimat dorința de a rămâne decât 6 luni la conducerea acestei companii. Încă nu știm. După încă care... Eu n-aș băga mâna în foc că va rămâne doar 4 luni plus 2, că nu-și va depune sau că va depune își va depune dosarul de candidatură pentru etapa următoare. Încă nu știm lucrurile de genul ăsta. Și intenția dânsului, într-adevăr, a fost, domne, nu mă înscriu mai departe, doar că vă dați seama, la un moment dat, dacă vezi că un om îți face lucrurile bine și ți le așează pe un făgaș corect și bun, eu personal, dacă văd că lucrurile sunt așezate bine, eu personal o să insist pe lângă dânsul să-și depună candidatura pentru mai departe. Indiferent de ce a spus înainte, nu are importanță. Noi trebuie să ne uităm și să ne gândim foarte clar ce dorim, ce vrem să se întâmple pe mai departe. Vrem ca lucrurile să evolueze sau nu vrem? Vrem un om energic care împinge lucrurile sau nu ne dorim? Ne dorim unul care să stea cu fundul pe un scaun în birou și atâta tot. E foarte important să analizăm ce anume ne dorim. Iar eu v-am spus, personal, o să insist mai târziu să-și depună candidatura în cazul în care... Candidatura, atenție, că dacă spuneți așa, o să se înțeleagă că își depune candidatura la, nu știu ce, listă politică. Nu, se face o selecție prin o firmă privată, exact cum s-a făcut și pentru Consiliul de Administrație. La fel, este în baza... O hotărâre de guvern sau ordonanță de urgență, parcă este 109 pe 2011, aceea de o guvernare corporativă, prin care noi suntem obligați, noi, statul este obligat să organizeze aceste concursuri în baza acestei legislații impusă de Uniunea Europeană. Repet, da. Adică nu e o chestie... Da. Adică managerii să fie, mă rog, selectați exact. de un... În baza mai multor etape de evaluare, că mai întâi este o etapă din aceea de CV-uri, experiență, lucruri de genul ăsta, după înțeles. Care urmează o procedură în care ți se pun anumite întrebări, îți spune să vii mai avem mai plan. Avem 2 minute, domnul Irinel. Okay. Spuneți-mi un pic, cum stau lucrările la ora actuală, astăzi, când vorbim? Păi avem așa, Bacău, Piatra Neamț, asta vă interesează, sunteți acolo din zonă. Ha, mai rău ca autostradă. Săptămâna trecută, este un drum expres ăsta, săptămâna trecută stadiul forajelor geotehnice era la 78%,
Mai sunt de realizat undeva la 1500 de metri liniari de furaje. Proiectantul a estimat că 15 iulie le va termina. Bravo, e un proiectantul e local. Deci... Proiectantul nu este local. Proiectantul Care face forajele, mi se pare că e... O firmă care face forajele este locală, da. Nu este singura. A mai venit o altă firmă cu utilaj mai puternic. De săptămâna trecută, joi o să aflăm niște informații suplimentare, s-ar putea să vedem că au avansat destul de tare în teren. Despre A8, v-am spus, el funcționează, merge bine. Anul acesta vom avea scos la licitație toată zona montană, adică practic de la Târgu Mureș până la Târgu Neamț. Iar bucata de la Târgu Neamț până la Iași și mai departe spre Ungheni, până la finalul anului acesta sau în prima parte a anului viitor vom avea licitație de fie proiectare și execuție, fie doar execuție. Povestiți-mi puțin și despre, așa într-un minut, un minut jumate, și despre situația de la podul Iloaiei, pentru că și acolo se întâmplă ceva. Bun, la podul Iloaiei... N-are legătură cu autostrada. Nu, n-are legătură cu autostrada, are legătură cu fluidizarea traficului, pentru că se creează niște ambuteiaje fantastice acolo în perioada de weekend, de exemplu vinerea, duminica, chiar și în timpul săptămânii sunt anumite intervale orare unde se creează ambuteiaje foarte mari. S-au făcut, noi am solicitat de la CESTRIN studiile de trafic, ni s-au dat pe intervale orare pe o perioadă de 3 luni de zile. Le-am analizat cu o firmă din Iași care face astfel de soluții de management a traficului. O firmă care a rezolvat problemele la Brăila pentru fluidizarea traficului și avem încredere la ora actuală că cele 1300 de vehicule care circulă în decurs de o oră, la orele de vârf, prin podul Iloaie, pot fi gestionate încât să treacă prin această localitate fără să se mai formeze acele coloane de 5, 6, 10 km, da, și să se tea câte o oră la acea traversare. Da, sunt lucruri care, iată, se întâmplă și se mișcă. Ce vreau eu să vă spun pe final, pentru că am ajuns la final, colegii îmi fac semn că trebuie să încheiem, fără implicare în orice domeniu, lucrurile nu se mișcă cu viteza pe care dorim. Dacă vrem ca lucrurile să avanseze, să ia turație, da, la dorința noastră, trebuie să ne implicăm fiecare unde găsim un loc și unde găsim, și slavă Domnului. Oamenii aceștia de la asociația Hai că se poate, o demonstrează. Au luat în propriile mâini situația de acestor autostrăzi și iată că încearcă să le miște și să le grăbească. Și iată că se poate și vă mulțumesc foarte mult, domnul Irinel. Domnul Irinel Bucur este... Domnul Cătălin, nu uitați un lucru. De fiecare dată când ți-e greu, să spui un singur lucru. Hai că se poate! Hai că se poate, da. Am văzut că sloganul ăsta a mai fost preluat de cineva și n-aș vrea să vă văd. Mie îmi place atitudinea dumneavoastră de acolo, de la Iași. E pozitivă. Și eu sunt unul dintre cei care apreciez de fiecare dată implicarea civică. Domnul Irinel Bucur, invitatul nostru de astăzi, membru în asociația Hai că se poate, președinte? Președinte, da. Ne auzim și luna viitoare. Sper că n-aveți nimic în plotivă. Nu se ia vacanță de la autostrăzi. Toate cele bune, la revedere! La revedere!